Noi detalii cu tremurătoare izlaiveală în cazul bărbatului de 31 de ani înjunghiat chiar de prietenul său. Agresorul de 24 de ani a afirmat cum bărbatul agoniza întins pe podea după ce a fost lovit cu o baionetă în zona pieptului. Scena a fost filmată de agresor cu telefonul mobil și n-a încetat să-și înjure amicul nici măcar când l-a văzut în agonie. Abia după ce și-a dat seama că starea acestuia este gravă, agresorul a sunat la 112. Victima a suferit o intervenție chirurgicală la Târgu Jiu și starea sa, fiind una extrem de gravă, a fost transferat la un spital din Târgu Mureș. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ce să greșești tu, mă, dormi acolo, hai. Că mă duc 100 de ani la pușcărie de de târg, de imperiale. De cu ce sunteți. Că nu vă mai supăr. Tânărul de 24 de ani se află în arest și este cercetat pentru tentativă de omor. Între timp, victima este internată la un spital din Târgu Mureș, fiind ținută sub supraveghere după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale din cauza rănilor suferite în urma loviturii. Pacientul a fost transferat către spitalul din Târgu Mureș în stare gravă cu prognostic rezervat. Prezenta mai multe leziuni la nivelul toracului, interesare de pleură, de plămâni și leziune abdominală, interesare de splină, intestin, diafragm. Scandalul a avut loc joi seara, în jurul orei 22. Cei doi bărbați au băut împreună și mai apoi au plecat acasă la agresor. Pe fondul consumului de alcool, cei doi s-au luat la ceartă, iar tânărul de 24 de ani și-a înjunghiat prietenul. Inculpatul susține că a fost atacat în urma unor discuții în care atât el cât și mătușa inculpatului i-au cerut părții vătămate să părăsească locuința. A fost atacat cu cuțitul de către partea vătămată, a reușit să-l dezarmeze pe acesta și într-un exces de furie i-a aplicat o singură lovitură de cuțit în zona toracică, după care ulterior a sunat la ambulanță și la poliție și a așteptat ajungerea organelor de poliție și a salvării la locul faptei. În prezent, victima se află internată la unitate medicală din Târgu Mureș, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.